Astăzi vreau să vă prezint un arbore relativ răspândit în România în ultimele două secole. Este vorba de glădiță. În anumite locuri este numit tecar sau roșcov sălbatic, deoarece are niște teci care seamănă cu tecile de roșcov. În realitate, arborele nu este înrudit cu roșcovul, ci mai degrabă cu salcâmul. Frunzele sale sunt penate, asemănătoare cu cele de salcâm, doar că sunt mult mai mici. Florile, așa cum vedeți, sunt verzi, gălbui și seamănă într-un fel cu mățișorii nucului, dar sunt flori. De fapt, arborele are valori melifere, nu foarte puternice, dar este o plantă meliferă. Denumirea științifică este Gleditia triacanthos și această denumire, cel puțin adjectivul triacanthos, înseamnă cu trei țepi. Este vorba de acești țepi trifurcați pe care îi vedeți în imagine. Planta este folosită în gardurile vii pentru protecție pe suprafețe mari. Țepii aceștia, specialiștii spun că au fost dezvoltați de plantă pentru a se apăra în perioada pleistocenă de pericolul de a fi mâncată de către animalele foarte mari ale acelei vremi, din megafauna acelei vremi. Din aceste flori se formează niște teci în lungime de 15-20 de centimetri, care au semințe asemănătoare cu cele de fasole, doar că sunt puțin mai plate, și tecile au o pulpă comestibilă cu un gust dulce, ușor spăiute, pe care copiii o mănâncă de obicei, o pot, deci prin mestecarea unei părți a tecii se poate scoate această pulpă. Planta este întâlnită în anumite zone, e considerată o plantă invazivă, pentru că odată ce am aclimatizat-o, este foarte greu să scăpăm de ea.